Vrem să vă sălătăm și în această dimineață cu pacea Domnului, să vă urăm bun venit în casa de rugăciune în Filocalia. Vrem să vă sălătăm pe toți cei care ați ales că în această dimineață să fiți în prezența lui Dumnezeu, în această casă unde se cheamă numele Dumnezeu și să vă bucurați împreună cu noi. Spun bun venit tuturor membrilor bisericii, cei care sunt pentru prima dată poate, pentru cei care poate v-ați întors din concediu, sperăm că ați avut un timp bun și odihnitor. Pentru cei care sunt plecați, nu vom uita să ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i ocrotească acolo unde se găsesc. Vreau să vă întâmpin în această dimineață cu Psalmul 117, care spune: lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Amin. Avem Dumnezeu atât de minunat și Lui datorăm faptul că astăzi putem fi aici, Lui datorăm faptul că suntem sănătoși, suntem întregi și putem ca în această dimineață să-i aducem inima noastră înaintea Lui și să lăudăm. Vă invit să ne ridicăm și să lăudăm pe Domnul cu prima cântare care spune: lăudați pe Domnul toate neamurile. După această cântare, prin doi frați, vom cere ca Dumnezeu să binecuvânteze tot ce se va întâmpla în această zi aici. Amin.
Doamne, vrem să-ți mulțumim așa de mult pentru că Dumnezeul nostru, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat atâtea motive să te lăudăm, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că prezența noastră aici, Doamne, se datorează doar datorită dragostei tale și a Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că putem fi împreună, Doamne, îți mulțumim că avem timp, Doamne, de pace, de liniște, când putem să ne închinăm, Doamne, și vrem, Doamne, ca în această zi inimile noastre să se înalțe către Tine, vrem, Doamne, ca buzele noastre să nu stea închise, Doamne, să Te laude, Doamne, să se închine înaintea Ta, Doamne. Știm, Doamne, că Tu ne vei vorbi, Doamne, și știm, Doamne, că ne vei vorbi, Doamne, după cuvântul Tău, Doamne, și potrivit cu starea noastră, Doamne. Ajută-ne ca să ascultăm cuvântul Tău, Doamne, și mai ales să lăsăm să lucreze în viețile noastre. Te lăudăm, Doamne, pentru că Tu ești cu noi, Doamne, și pentru tot ce vei face astăzi. Amin. Amin. Haideți să rămânem așa pentru următoarea cântare care spune: Inima mea vrea să-ți cânte, vrea să te înalțe. Să luați loc. Este foarte adevărat că este bine aici. Este bine să fim împreună. Dumnezeu este prezent împreună cu noi, dar nu foarte departe de noi se întâmplă lucruri care, când auzim, poate ne îngrozesc, poate ne sperie. Poate ne fac să ne fie frică și cu toții știm ce s-a întâmplat în Franța în această săptămână, câți oameni au murit datorită unui om. Știm ce s-a întâmplat în Turcia acum vreo 2-3 săptămâni cu acel atentat. Și cuvântul Dumnezeu în această dimineață prin Psalmul 91 ne spune: Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei.
El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 se cad alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău. Că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi vor răspunde, voi fi cu el în sfântoare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Avem promisiuni atât de minunate în acest psalm. Și mulți dintre noi, cred că și-au ales acest psalm ca un psalm favorit, pe care îl citesc deseori. Și vedem că aceste promisiuni sunt însoțite de niște acțiuni pe care trebuie să le facem noi. Și vedem în acest psalm că, pe lângă acțiunile pe care trebuie să le facem noi, sunt și anumite mărturisiri pe care le facem. În versetul 2 zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Sau în versetul 9, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Dumnezeu se uită la acțiunile noastre, Dumnezeu se uită la ceea ce gândim, dar Dumnezeu așteaptă ca noi să mărturisim că El este Dumnezeul nostru și să mărturisim că avem încrederea pusă în El. Și Dumnezeu așteaptă ca și în această dimineață să mărturisim că El este turnul nostru de scăpare, să mărturisim că atunci când încercările vin, apelăm la El. Și nu numai atunci când încercările vin, ci de fiecare dată El este turnul nostru de scăpare și El este cetățuia noastră în care ne încredem noi. Vreau să vă mărturisesc că a fost plecat o perioadă cu serviciu 3 săptămâni și când m-am întors, zborul pe care l-au luat colegii mei a fost cu escală în Istanbul și a fost exact la 2 zile după ce a fost acel atentat. Și când am văzut biletul, am spus, păi nu puteau să ia bilet cu escală în altă parte acolo, abia s-a întâmplat acel incident tragic și ei vor să zbor acolo și mi-a fost puțin teamă, recunosc că mi-a fost puțin teamă. Și când am ajuns în aeroportul ăla imens, în Ataturk, de-abia așteptam să plec, să iau avionul spre România, să plec la București, pentru că așa este feria noastră. Chiar dacă știm că Dumnezeu este cu noi, chiar dacă avem o nădejde că El este cu noi, totuși carnea este neputincioasă și firea noastră se sperie, se teme. Și cuvântul Dumnezeu ne spune în această zi că în El trebuie să ne punem toată încrederea. În El trebuie să fie toată nădejdea noastră și nu trebuie să ne temem de nimic. Vă invit să lăudăm pe Domnul în continuare cu cântarea Dacă stai sub ocrotirea celui preanalt. Celui prea înalt.
verset din acest psalm spune că îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Ce nădejde minunată și în prima parte versetul chiar și pentru acest pământ. Mă uitam la bunicul care l-am mormântat acum o săptămână și jumătate, la vârsta de 88 de ani, după o viață lungă, plină de încercări, dar și de bucurii, cu mulți nepoți, cu strănepoți, 88 de ani, pe care i-a trăit și a umblat mult, în multe biserici, l-a slujit pe Domnul și pot spune că a fost un exemplu pentru noi. Și parcă ar mai fi vrut să trăiască. Dacă îl întrebai, își luase un etalon, mama lui a murit la 96 de ani și în fiecare an spunea, oare mai trăiesc până la 96 de ani cum a trăit mama? Dumnezeu îngăduie ca unii din noi să trăim chiar și pe acest pământ mult. Și mulți dintre noi chiar ne dorim lucrul ăsta pentru că spunem că vrem să văd copilul mare, vreau să văd copilul căsătorit, vreau să văd la casa lui, apoi poate vreau să ajung și la pensie și așa mai departe. Și parcă vrem să mai stăm pe acest pământ. Și Cuvântul Dumnezeu spune că da, El îngăduie ca unii dintre noi, nu toți, să ne sătrăm, să avem o viață lungă și să trecem de 70-80 de ani. Poate că în această dimineață nu ai curajul să te rogi cu voce tare. Poate inima ți este prea zdrobită, poate ai prea multă supărare în ea, sau poate ești prea vesel și te gândești că poate vei acapara tot timpul de rugăciune. Cu siguranță nu vor reuși toți să ne rugăm în această dimineață. Dar următoarea cântare spune în refren, pentru tot ce mi-ai dat, Doamne, azi eu îți mulțumesc. Mi-ai iertat vina mea, mi-ai iertat păcatul greu. Voi lăuda numele Tău în cer și pe pământ, ești cel mai minunat, Tu, Doamne Sfânt. Dacă nu vei avea curaj să te rogi cu voce tare, cântă din toată inima această cântare înaintea lui Dumnezeu și varsă-ți focul inimii înaintea Lui. Îl vom lăuda pe Domnul cu această cântare, iar după aceea ne vom ridica și cât mai mulți dintre noi, cu rugăciuni scurte, de laudă, de închinare, de rugăciuni la adresa lui Dumnezeu, cu ceea ce Dumnezeu a pus în inimile noastre și nu numai ca îndemnul din această dimineață, din acest psalm, dar noi cu inimile pregătite să-L dăudăm pe Domnul. După o săptămână în care am alergat, am umblat, după o săptămână în care Dumnezeu ne-a vorbit, după o săptămână în care am avut părtășie cu El, eu cred că Dumnezeu ne-a dat destule motive ca în această zi să deschidem gura și să lăudăm. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu această cântare, iar după această cântare ne vor ridica la rugăciune. Și aș vrea ca în timpul de rugăciune să-L amintim și pe Ciprian Neagoe împreună cu Alina și în lucrarea pe care ei o fac la Bod Sat. Tu
Thank you.
ocrotirea Ta, Doamne, dacă o căutăm, nici încercarea, nici durerea, Tu ești Cel care ne ocrotești, Doamne. Ajută-ne să ne dăm toate silințele, să rămânem, să stăm sub ocrotirea Ta, Doamne. Îți mulțumim că ești ocrotitorul nostru, îți mulțumim că ești Tatăl nostru. Lăuda să fii, Doamne, de ocrotirea Ta minunată, prin Domnul Iisus Hristos. Vrem să stăm sub ocrotirea Ta, vrem să ne odihnim sub ocrotirea Ta. Dă-ne putere, dă-ne ochi deschis să vedem nevăzutul, să te vedem pe Tine în împărăția Ta, să căutăm să Te vedem, Doamne. Lăudați-Te pentru această îndurare minunată, din care nu ne smulge nimeni. Îți mulțumim, Tată, și ajută-ne să stăm acolo, Tată. Amin. Dumnezeul meu și Domnul meu, Iisus Hristos, îți mulțumesc așa de mult că Te-a fost milă de familia mea și m-ai luat pe brațul Tău. Tu ai fost, când mi-a fost greu, Doamne, ai fost umbrarul meu, Doamne. Când am stat în ploaie și râd, Doamne, Tu m-ai pățit, Doamne. Oare putem să tac și să nu-ți mulțumesc? Îți vei mulțumi toată viața mea. Mulțumesc, Dumnezeu meu, pentru săptămâna care a trecut. Am o casă, un nepot, Doamne. Am o minte sănătoasă. Sunt sănătoasă, Doamne, Hristos. Dacă dimineața tu îmi deschizi ochii și pot cobori din pat, sunt fericită. Am apă, văd creația Ta. Sunt fericită cu Tine în fiecare zi. Domnul meu, Iisus Hristos, binecuvintează toți copiii plecați de România, toate persoanele care sunt plecate. Păzește-i Tu în clipa aceasta, Doamne. Păzește-i și la plecare și la venire, Doamne. Păzește-ne și pe noi, Doamne. Să nu umblăm în rătăcire, Doamne. Pentru că Tu ne cunoști, Tu știi ce facem, Doamne. Îți mulțumesc că dimineața aceasta m-ai adus aici în biserica Filocalia. Iubesc locul acesta, Doamne. Iubesc pe frați, pe surori, Doamne. Mă simt bine cu aleșii Domnului, Doamne. Binecuvintează-mă în continuare. Să fiu o lumină spirituală printre oameni, printre persoane, Doamne. Să le spun, Doamne, că Dumnezeu e bun, Dumnezeu are grijă de fiecare, Dumnezeu nu se uită la bogății, Dumnezeu se uită, Doamne, la inima noastră, Doamne. Inima noastră să fie curată, Doamne. Să iertăm, Doamne, să nu avem o inimă neagră, să nu avem răutate, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai rugat, Doamne, să-ți spun rugăciune. O rugăciune sinceră, o rugăciune din toată inima, Doamne. Binecuvintează-ne pe toți și dă-ne putere și dă-ne curaj, Doamne. Să rămânem cu Tine. Amin. 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 Invit echipa de închinare în față și noi ne vom pregăti inimile pentru cina Domnului. Îl vă laudăm împreună pe Domnul cu cântarea privind spre Mielul, iar apoi îl invit pe fratele Tibi cu Andreea să vină să ne împărtășească de cuvântul Domnului pentru cină. Yeah.
Ne bucurăm că avem în față o imagine a ceea ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos la Golgota. Și mă gândeam la ideea aceasta de fotografie. Când ne uităm la fotografia cuiva drag, vă întreb, îl vedem pe acel cineva drag? Da, dar de fapt vedem o imagine a lui. Mai degrabă vedem o imagine, ceva care să ne stârnească, care să ne aducă aminte de persoana respectivă. Astăzi, la masa Domnului, dorim să ne amintim de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ca să facem lucrul acesta, haideți să citim din Tit, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 14. Tit, capitolul 2, cu 11 la 14. Și acolo spune așa, ne spune că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Și pentru că tot am citit de harul lui Dumnezeu, în 1 Petru 5 cu 12 spune, Petru vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Și aș pune o cumva în alți termeni, harul acesta este harul care ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Sau mai spun în alt fel, dacă harul de care ne-am alipit, pentru că unii înțeleg harul în diferite feluri, dacă harul acesta de care m-am alipit nu mă învață să o rup cu poftele lumești, vă adevăresc că nu este adevăratul har al lui Dumnezeu. Acesta, adevăratul har al lui Dumnezeu, ne învață, asemenea lui Petru, că ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Adevăratul har al lui Dumnezeu este cel care mă învață să o rup. Să o rup cu ceea ce este păcătos. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii am fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și nu doar atât, ci să trăim în veacul de acum cum? Să trăim altfel. Hai să identificăm câteva, pe scurt, câteva lucruri despre harul lui Dumnezeu, despre care ne amintim astăzi. În primul rând, aduce mântuire pentru toți oamenii. Nu doar pentru unii, harul lui Dumnezeu nu se manifestă într-un mod selectiv, ci este pentru toți oamenii. Și apoi harul lui Dumnezeu a fost arătat, în sensul că harul lui Dumnezeu nu este o necunoscută pentru mine astăzi, nu este o necunoscută pentru noi, ci harul lui Dumnezeu se arată în fiecare zi și îl putem descoperi în fiecare zi când ne învață să o rupem cu ceea ce este lumesc. Ne învață cum să o rupem cu un stil de viață și ne dă cea mai viabilă alternativă, trăirea cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie în viața de zi cu zi. Apoi, harul lui Dumnezeu ne învață cum să așteptăm fericita noastră nădejde. Și aș vrea să vă întreb, cum trăiește un creștin, dacă nu în așteptarea lui Iisus Hristos? Și ce înseamnă această așteptare? Această așteptare înseamnă un stil de viață conform standardelor lui Dumnezeu. Vedeți, când spune aici așteptând, este vorba de o așteptare continuă, de o anticipare a ceea ce va urma. Ori noi, dacă stăm și ne gândim la masa Domnului, facem lucrul acesta până când? Ne amintim de lucrul acesta până când? Până va veni El. Trăim în anticipare a ceea ce va urma. Și cât de importantă, mă gândeam, pentru un creștin este această trăire în așteptare, așteptând fericita noastră nădejde, să aștepte arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos.
Acest lucru este un lucru care ar trebui să ne transforme viețile. Și apoi ajungem la versetul 14, care ne spune faptul că Dumnezeu este Cel care a luat inițiativa în dragoste și El s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Însă haideți să încercăm să pătrundem puțin în profunzimea acestui aspect, pentru că de multe ori recunoaștem, da, Dumnezeu a luat inițiativa, este un lucru pe care îl înțelegem, poate, la nivel teoretic, însă dacă intrăm mai în profunzimea acestui aspect și ne întrebăm, Hristos, care este Dumnezeu, să se dăruiască pe Sine însuși, pentru mine, care sunt păcătos, nu este un lucru acesta care ar trebui să mă pună pe jar de fiecare dată? Nu este acesta un lucru care ar trebui să mă răscolească, să mă stârnească? Oare ce dragoste mai mare ar putea fi arătată? Și uneori, stând și uitându-mă la faptul că de multe ori suntem impasibili la o asemenea dragoste, mă întrebam cum ar trebui să se manifeste altfel dragostea lui Dumnezeu în așa fel încât să ne stârnească? Ce ar trebui să facă Dumnezeu mai mult pentru ca noi să spunem, într-adevăr, ajunge cu stilul de viață trecut? Voi trăi, Doamne, în așteptarea Ta, voi onora prezența Ta în fiecare zi în viața mea. Mai sunt eu sensibilizat astăzi? Suntem chemați să ne cercetăm la un asemenea moment. Mai sunt eu cercetat în fiecare zi de o asemenea dragoste, de o asemenea jertfă? De Domnul Iisus, care a luat chip de rob, făcându-se asemenea nouă și a fost ascultător până la moarte? Atunci când nu mai las harul să mă învețe să o rup cu poftele lumești, atunci nu mai sunt sensibil la o asemenea cercetare. Însă dacă harul lui Dumnezeu se manifestă în fiecare zi în viața mea, învățându-mă cum să trăiesc cu cumpătare, dreptate, evlavie, așteptând fericita nădejde, dacă fac lucrul acesta, atunci sunt sensibil în fiecare zi la sacrificiul Lui, la jertfa Lui și mă gândesc cum aș putea să fac în așa fel încât să-I aduc onoare unui asemenea Dumnezeu. Cum privesc eu astăzi răscumpărarea aceasta, care a fost făcută nu cu argint sau cu aur, nu cu pietre scumpe, ci cu sângele scump al lui Hristos? Acum noi avem în față pâinea și vinul care ne amintesc de jertfa Lui, de sângele vărsat, de trupul frânt. Și mă întrebam de ce a fost aleasă pâinea sau de ce au fost alese aceste elemente, pâinea și vinul. Mă gândesc că pâinea este alimentul cel mai comun, accesibil tuturor, la fel cum răscumpărarea este accesibilă tuturor. Și luând chip de om, Domnul Iisus Hristos a devenit accesibil tuturor, bogați sau săraci, bolnavi sau sănătoși. Pâinea este făcută din grâu zdrobit, de asemenea mustul este făcut din struguri zdrobiți. Și amândouă sunt elemente care reprezintă și ne aduc aminte de moarte, de faptul că trupul Domnului Iisus Hristos a fost frânt pentru noi și sângele Lui a fost vărsat pentru păcatele noastre. Într-un asemenea mod s-a dat Hristos pentru noi și într-un asemenea mod și-a arătat El dragostea. Și vă întreb din nou, pentru că atunci când noi întindem mâna la masa Domnului, noi trebuie să venim cercetați. Mă mai stârnește, mă mai răscolește și astăzi, după atâția ani de pocăință, poate dragostea lui Dumnezeu? Mă învață harul lui Dumnezeu în fiecare zi cum să trăiesc în lumea aceasta? Pentru că suntem la un moment de cercetare, haideți ca fiecare înăuntru nostru să ne cercetăm, să ne gândim la lucrurile acestea. Și pentru că masa Domnului este atât o amintire despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Domnul Iisus Hristos, este și o rededicare și să spun, Doamne, până vei veni Tu, vreau să trăiesc în continuare așa cum Tu mă înveți prin cuvântul Tău. Haideți să ne ridicăm și să-I mulțumim Domnului pentru ceea ce a făcut pentru noi la Golgota, după care unul din frații presbiteri, fratele Bogdan, va frânge pâinea și va împărți paharul cu vin. Tatăl nostru care ești în ceruri, dorim să-ți mulțumim atât de mult că, Doamne, putem beneficia de harul Tău în fiecare zi și harul acesta ne învață cum să trăim așteptându-Te pe Tine. Doresc să-ți mulțumesc, Tată din cer, pentru jertfa, Doamne, răscumpărătoare pe care ai găsit cu cale să
o faci disponibilă prin Domnul Iisus Hristos. Doresc să-ți mulțumesc că El, Doamne, care este Dumnezeu, a ales să vină în lumea noastră și să îmbrace un chip de rob, făcându-se asemenea nouă, și să sufere pentru noi, Doamne, să fie îngropat, Doamne, să moară, să fie îngropat și apoi să învieze, pentru ca noi să putem fi răscumpărați. Doresc să-ți mulțumesc pentru că Tu ne dai binecuvântarea aceasta tuturor și ne-ai dat-o fiecăruia, Doamne, ca să putem să întindem mâna, Doamne, la această masă, amintindu-ne de ceea ce Tu ai făcut pentru noi, de jertfa răscumpărătoare. Doresc să, Doamne, să binecuvintezi paharul acesta cu vin și pâinea aceasta. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi ca întinzând mâna la această masă să ne putem aminti de ceea ce ai făcut Tu pentru noi și lucrul acesta să ne răscolească, Doamne, în ceea ce privește viața noastră. Doresc să-Ți mulțumesc pentru aceste lucruri și Te rog, Doamne, ca Tu să ne binecuvintezi în continuare. În numele Domnului Iisus. Amin.
urmează un timp de părtășie. Sunt două tinere care au cântare, iar după cele două tinere, fratele Bogdan va avea ceva de împărtășit. Ești aici.
Pacea Domnului. Astăzi aș vrea să, la timpul de părtășie, să avem două momente în care să anunțăm o bucurie, în primul rând, și apoi o altă bucurie, dar începem cu cea care putem noi spune că îi ține pe unii pe jar. Deci, doi tineri din biserica noastră au decis, au hotărât să-și unească destinele. Este vorba despre Marius Onea și vă rog să vă ridicați și vă rog să veniți în față. Te rog să ai răbdare, că o să avem și momentul ăsta. Așa. Și Cătălina Cârlescu. Și avem în mijlocul nostru și familia Cătălinei și familia lui Marius. Vă rog să vă ridicați și dumneavoastră, ca să vă vadă biserica. Vă mulțumesc, vă rog să luați loc. Ei azi vor să-și anunțe logodna, engagementul, cum spune englezii. Deci și-au promis unui altora, că vor fi împreună pentru tot restul vieții. Și ceea ce vreau să spun acum, pentru că pe vremuri logodna avea aproape ca nunta era, se ținea și o predică, este că atunci când faci această făgăduință, este făcută pentru totdeauna. Nu mai există cale de întoarcere. Biserica noastră și noi, eu personal, cred lucrul acesta. Atunci când îți dai inima și promiți la logodnă că vei merge pe un drum, nu te mai poți întoarce. Decât cu niște clauze excepționale. Dar asta dorim să nu se întâmple nimănui. De aceea am vrea ca astăzi noi, ca biserică, să ne rugăm pentru ei, să-i punem în mâna Domnului, să-i ocrotească, să-i păzească acum până la când va avea loc căsătoria, cred că undeva în septembrie, dacă ține minte, în octombrie. Și pe urmă, pe drumul căsniciei. Haideți să ne ridicăm și ne vom ruga pentru binecuvântarea lor. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm, binecuvântăm numele Tău și îți mulțumim pentru momentele acestea de bucurie. Îți mulțumim, Doamne, pentru Marius și pentru Cătălina, care au decis, Doamne, să anunțe astăzi că ei și-au unit destinele, Doamne. Care astăzi și-au luat un angajament înaintea Ta și înaintea martorilor, că vor să fie împreună pentru tot restul vieții lor, Doamne, Te rugăm să-i binecuvintezi. Te rugăm să-i păzești și să-i ocrotești, Doamne, să le dai înțelepciune, Doamne, și Te rugăm și pentru familiile lor, îți mulțumim pentru familiile lor care au crescut, Doamne, binecuvântează-i și pe ei, Doamne, pune-ți Tu mâinile peste toți și, Doamne, Te rugăm ca să binecuvântești și Biserica Filocalea, Doamne. Dorim ca să trăim spre slava numelui Tău. Și această nouă familie care s-a conturat astăzi, care a început drumul, Doamne, Te rugăm ca să o binecuvintezi, să o păstrezi în brațul Tău, în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Acum putem să-i aplaudăm. Pe Marius. Un alt anunț pe care aș vrea să-l fac și care este și acesta de bucurie. După multe frământări și consultări și cu biserica și de care am ținut. Vă rog să luați loc, mă scuzați. Îmi cer iertare că n-am fost atent la cei care n-au știut care. Da. Deci după consultări și discuții și rugăciune s-au conturat în mijlocul nostru un grup de frați ca și diaconi, cărora noi vrem să le încredințăm astăzi la o parte din ei. Încă vom mai coopta pentru două slujiri. O persoană lipsește din mijlocul nostru și îmi cer iertare, este vina mea pentru că eu n-am comunicat, am trăit impresia că l-am anunțat și nu l-am anunțat cum trebuie. Dar noi vom mai avea o duminică în care ne vom ruga, pentru că mai vrem să mai cooptăm frați. Așa că îi rog pe frații prezbiteri să vină în față, în primul rând, și apoi voi numi și pe ceilalți frați care vor fi diaconi în biserica noastră și voi spune și cu ce se vor ocupa, cu ce slujiri. Și împreună ne vom ruga, se vor ruga fratele Mihai și cu fratele Pavel, se vor ruga pentru ei, iar biserica spune amin. Toți acei care sunt de acord cu noi și care sunt de acord cu frații. Noi, dacă țineți minte, am avut o adunare generală acum o lună. Cred că a fost și i-am pus în fața adunării generale. Am spus că dacă sunt probleme, cei care au probleme de incompatibilitate, Nicu, te rog să fii sus.
Aș vrea că am venit cu toți în față ca să știți că suntem într-o unitate și că lucrurile le facem împreună. Nu este decizia cuiva, unei singure persoane. Deci, așa cum am spus, ei au fost anunțați de mai demult. Am așteptat să auzim și lucruri mai puțin plăcute, dar s-ar părea că sunt curați înaintea Domnului și înaintea dumneavoastră și a fraților. De aceea îl rog întâi pe fratele Mihai să citească un text și apoi voi numi pe cei 7 frați la momentul acesta și vor mai fi încă 2, pe cei 7 pentru care ne vom ruga. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 2 la 5. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmată rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmen și pe Nicole, un prozelit din Antiohia. Amin. Amin. Acum o să-i numesc pe frați. Fratele Dan Tumuruc, vă rog să vină în față, pentru că ne vom ruga pentru el. Fratele Dan Tumuruc se va ocupa de administrarea spațiilor împreună cu administratorul angajat, Florin Profire. Fratele Iulian Tarcan, care se va ocupa de bătrâni, bolnavi, săraci, deci dânsul are și ca specialitate asistență socială și atunci am văzut că inima lui este deschisă și în discuții care am văzut dorește să lucreze pe lucrul acesta. Fratele Cezar Dascălu și cu fratele Tiberiu Condrea, și îi poftim și pe dânsi în față, dânsi împreună cu casierul se vor ocupa de finanțe, de o viziune asupra cheltuirii banilor, de felul în care vor fi cheltuiți, de toate lucrurile. Cezar, te rog, vino aici în partea asta, nu e nicio problemă, este loc. Nu mușcă. Sau poate că mușcă. Și pentru organizare de evenimente. Acum dumneavoastră știți cine sunt cei care sunt totdeauna foarte implicați când se organizează evenimente, care sunt tot timpul pe aici, care de multe ori au rămas cu familiile la urmă și au strâns lucrurile, fratele Nicu Baciu și cu fratele Florin Profiri, și invit în față. Ei au o dublă slujbă, acum ca să spun. Invit în față pentru că ne rugăm și pentru ei. Și mai era fratele Filip Gavril, care se va ocupa de secretariat, deci adeverințe, tot ce ține de evidențele bisericii, el se va ocupa. Nu este astăzi și mi-am cerut iertare pentru lucrul acesta, dar în cealaltă dată va fi și el în față și ne vom ruga și pentru el. Deci, aceștia sunt frații noștri, noi vi-am prezentat. Acum îi punem înaintea bisericii, vă rugăm să vă ridicați. Fratele Mihai și cu fratele Pavel se vor ruga și noi cu toții vom spune amin. Stăm înaintea ta, Părinte Ceresc, și vrem să-ți mulțumim că ne-ai binecuvântat. Suntem biserica ta, a Domnului Iisus Hristos, câștigată prin sângele Său. Și mulțumim că, ca și biserică, Doamne, Tu ne-ai binecuvântat și ne-ai ținut până acum și dorim ca în continuare slujirea noastră să fie tot mai bună și mai plăcută înaintea Ta și mulțumim că Tu ai lucrat prin cuvântul Tău, prin Duhul Sfânt, la inima noastră ca să găsim acești oameni care să poată să ajute în slujirea aceasta pentru ca trupul Tău să fie binecuvântat în continuare și să poată să împlinească nevoile care sunt în biserica aceasta și te rugăm să binecuvântezi pe fiecare din cei care îi avem înaintea noastră și să-i ajuți, Doamne, în slujirea lor. Am vrea ca și biserică să fim alături de ei, să-i susținem, iar noi să putem să ne ocupăm în continuare de slujirea, de cuvântul Tău, de împărțirea mesajului Tău oamenilor din jurul nostru. Te rugăm să întărești biserica noastră prin aceste slujiri și să ne dai o viziune nouă și o lucrare care să fie însoțită de Tine și binecuvântată de Tine. De aceea ne punem cu toții în mâna Ta și te rugăm să fii cu noi, să ne călăuzești, să ne conduci Tu. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Binecuvântat fie numele Tău, Tatăl nostru bun și sfânt din ceruri. Dorim să-ți mulțumim pentru marea onoare care ne-ai făcut-o de a fi parte a poporului Tău. Pentru chemarea înaltă și pentru prețul deosebit de mare care Tu l-ai plătit prin jertfa Domnului Iisus, ca noi, Doamne, să putem să facem parte din biserica Ta. Și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai onorat numindu-ne mireasa Ta. Îți mulțumesc pentru că Tu ești Cel care ai dat daruri în biserică. Și îți mulțumesc pentru frații care sunt astăzi înaintea noastră, pentru frații diaconi. Doamne Tată din Cer, vrem să cerem în numele Domnului Iisus Hristos
să le dai călăuzire prin Duhul Tău, să întărești darurile care Tu li le-ai dat și să ne ajuți ca în unitate, Doamne, să putem să slujim mireasa Ta. Doamne, mă rog pentru fiecare în parte și vreau să cer călăuzirea Ta peste ei, în casele lor, acasă, la serviciu, unde vor fi. Doamne, Te rog ca prin Duhul Tău să îi învrednicești în ceea ce fac. Iar în slujirea lor aici, în biserică, Doamne, dorim ca numele Tău să fie înălțat. Amin. Vrem, Doamne, să strângem rândurile și să trăim în unitate. Vrem să ne apropiem mai mult unii de alții și cu toții să ne apropiem mai mult de Tine. De aceea Te rugăm să reverși Duhul Tău peste noi. Întărește, Te rugăm încă o dată, toate darurile care le-ai dăruit Tu, Doamne. Îți mulțumim că ai dat așa de multe daruri în Biserica Filocalia. Mă rog pentru toți ceilalți care au diferite alte daruri. Te rog, Doamne, să-i conștientizezi de necesitatea de a le pune în slujba Ta, să nu le îngroape, să nu le ascundă. Ne încredințăm în mâna Ta, Tată din Cer, și încredințăm în mâna Ta și credem că slujirea care frații diaconi o vor face va aduce onoare și glorie numelui Tău. Fii lăudat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Vă rog să mergeți, că s-a terminat. Ajungeți. Stați destul de puțin. Acum, pentru că suntem la timpul de părtășie, aș vrea să mai spun ceva care mă privește personal, dar sunt sigur că și pe ceilalți frați prezbiteri și chiar pe diaconi, pentru că de multe ori, datorită lipsei de comunicare sau a neatenției, unii pot să se simtă jigniți, pot să fie supărați. Aș dori să vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră, atunci când aveți o problemă, să vorbiți cu persoana în cauză. În Biblie spune așa, dacă cineva a greșit, dacă știi că cineva a păcătuit împotriva ta, du-te la el și vorbește cu el. Și dacă îl convingi, dacă știi asta, ai câștigat un om. Dacă nu, mai ia pe cineva și apoi dacă nu și nu, spune-l biserice. De aceea vă provoc atunci când cineva dintre noi, datorită neatenției, datorită, sunt atâtea lucruri, celui rău, care ne ispitește în fiecare zi, face o greșeală de comunicare, un gest, ceva. Aveți curajul, dacă putem să-i spunem așa, și tăria ca să vorbiți cu persoana. Să nu rămână să avem în inima noastră să dea lăstar de amărăciune. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne autoeducăm fiecare, și eu mai am de lucrat, fiecare avem de lucrat, la lucrurile acestea. Pentru că atunci când ne vedem, să ne putem vedea bucuroși și într-adevăr când întindem mâna și spunem pace, să avem pace în inimă. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. În continuare, vă lăuda pe Domnul cântarea Ava Tată, noi strigăm. Iar după această cântare, îl invit pe fratele Mircea pentru a ne împărtăși din cuvântul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să dea har și inimile noastre să fie deschise, să primim cuvântul Domnului. Tot în timpul acestei cântări vom strânge și darurile din nevoie. Thank you.
Aleluia, vreau să fim numai al Tău pe vecie. Duhul Tău în mine-i vin, numai sunt în robie. Abba, Tată, Te iubim, căci Ne-ai să vă spun pacea Domnului și Domnul să binecuvinteze cuvântul Său și El să vorbească fiecărei inimi în parte. În același timp, El să-și descopere frumusețea cuvântului Său, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, este o bogăție, este o hrană pentru fiecare suflet. În dimineața aceasta vom privi la o taină, la o taină care a fost descoperită prin Evanghelie. Iar această taină descoperită i-a dat puterea lui Pavel să răspândească Evanghelia în atât de multe locuri, să meargă cu putere. Iar despre această taină este scris în Epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 1, versetele 16 și 17, pe care vă invit să le citim. Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17. Apostolul Pavel spune aceste cuvinte: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Epistola Apostolului Pavel către Romani este prima în canonul Scripturii, din scrierile lui. Dar ea nu este prima în ordine cronologică. Dar a fost trecută prima pentru că este foarte importantă. De ce? Pentru că această epistolă conține în cele 16 capitole ale sale întreg planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dacă ar fi un cuvânt care să descrie această epistolă, acest cuvânt este Evanghelia. Acesta este cuvântul pe care Pavel îl folosește de 14 ori în această epistolă și în același timp începe din primele versete să amintească despre Evanghelia lui Dumnezeu. El se numește pe sine rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să facă un lucru. Iar lucru pe care el era chemat să facă era să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelie care nu era ceva nou. Evanghelie care, așa cum el spune, a fost făgăduită mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Evanghelie
despre care întreg Vechiul Testament, încă din primele cărți, primele pagini ale Vechiului Testament, ale Scripturii, Dumnezeu făgăduia această veste bună și vorbea despre ea. Prin jertfele pe care erau, prin sărbători, prin ceea ce Dumnezeu îi spune lui Adam, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, toate lucrurile, toate vorbeau despre această Evanghelie. Evanghelia Fiului Său o numește Apostolul Pavel, pentru că este Evanghelia lui Iisus Hristos. Și el continuă și spune celor din Roma, cam o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. Așa că în primele 16 versete amintește de multe ori acest cuvânt Evanghelie. Iar după aceea începe și descrie această Evanghelie. Dar înainte ca să intrăm în aceste versete și în ceea ce vorbesc aceste versete, vreau doar așa pe scurt să vă amintesc impactul pe care această epistolă l-a avut în viața multor oameni ai lui Dumnezeu. Sfântul Augustin s-a întors la Dumnezeu prin această epistolă, auzind niște copii odată, stătând și fiind frământat de păcatele din viața lui, auzind niște copii doar spunând atât, ia și citește. Și a spus, Dumnezeu îmi vorbește prin glasul acestor copii să iau să citesc. Și cartea pe care o avea în mână era Epistola Apostolului Pavel către Romani. Citind-o, atunci el s-a predat lui Dumnezeu. Luther, și o să vedem, o să vă citesc puțin mai încolo, un fragment din ceea ce el spune despre această epistolă și despre modul în care ea i-a schimbat viața și după ce viața i-a fost schimbată și a înțeles adevărul pe care Pavel amintește în aceste versete, a fost scânteia reformei, schimbarea completă a înțelegerii, a trăirii și a vieții. Și mulți alții, Wesley și mulți alții la rând, au fost influențați și viețile lor au fost transformate prin citirea acestei cărți. De aceea este atât de important să ne adâncim privirile spre această epistolă, pentru că ea prezintă într-un mod logic, simplu și clar Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelie care arată la început problema întregii umanități, și anume starea de păcat în care toți se găsesc. Începe cu toți oamenii, neamurile, care au auzit despre Dumnezeu, au aflat câte ceva. Cum au aflat neamurile despre Dumnezeu? Prin două căi. Prin creație, au văzut însușirea nevăzută a lui Dumnezeu. Când vezi tot ce a creat Dumnezeu, cum poate să apară toate aceste lucruri? Plantele, cum se poate, nu, dintr-un ou să iasă un pui? Cum se poate? Cum se poate așa ceva? Cum poate un chimist să facă un ou? Nu poate niciun ou să facă un chimist din care să iasă un pui. Nimeni nu poate. Cum se poate? De unde vine viața? Ce este viața? Numai când te gândești la lucrurile acestea, îți dai seama că există un creator. Neamurile au auzit ceva. Privind în jur, au înțeles că există un creator. Și a mai fost un lucru prin care un glas, prin care neamurile au auzit despre creator, și anume conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în ei. O conștiință morală. Nu mă simt bine când fac lucrurile acestea, când greșesc, când păcătuiesc. Cine? Cine a pus această conștiință în mine? Când fac ceva rău, ceva nu este în regulă în lăuntrul meu. Simt că am greșit. Când iau ceva ce nu este al meu, când fur, când mint, este ceva totuși în mine care parcă nu-mi dă pace. Cine a pus acea conștiință în mine? De unde este ea? Lucrurile acestea vorbesc cu oamenilor care n-au avut Scriptura în mână, că există un Creator. Dar ce au făcut ei? Au înăbușit aceste glasuri. Au înăbușit glasurile acestea, ale creației, ale conștiinței, și-au dus viața în păcat și din păcat în păcat. Dar și ceilalți, spune Apostolul Pavel, și ceilalți evrei care au primit cuvântul lui Dumnezeu, care l-au avut în mână, care au auzit glasul lui Dumnezeu și prorocii le-au vorbit, ei ce au făcut? Nici ei n-au fost mai breji ca ceilalți.
pentru că și ei au încălcat cuvântul lui Dumnezeu și nu au respectat cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu a dat lumii un standard al dreptății sale. Care este standardul pe care Dumnezeu l-a dat? Sfințenia sa. Sfințenia sa. Omul, ca să fie drept înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie sfânt ca Dumnezeu. Și sfințenia lui și voia sa este arătată omului prin legea lui Dumnezeu. Legea sa ne vorbește despre cum este Dumnezeu și care este standardul lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, după ce amintește toate aceste lucruri, că nimeni, nici evrei, nici neamurile, nu au răspuns glasului lui Dumnezeu și nu au ascultat de voia lui Dumnezeu, spun aceste cuvinte, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul bun, niciunul neprihănit, niciunul măcar. Niciun om din această încăpere, niciun om din toată lumea care a fost sau care va fi, în afară de Fiul Dumnezeu, de Iisus Hristos, nu a fost drept și sfânt așa cum cere Dumnezeu. Nimeni. Toți am păcătuit. Cel puțin o dată, dar nu numai o dată. Cu toții știm că de multe ori am păcătuit și am încălcat voia lui Dumnezeu. Și atunci este o problemă. Cum pot eu, un păcătos, să fiu declarat drept înaintea unui Dumnezeu sfânt? Cum pot eu, un păcătos, să intru în prezența lui Dumnezeu și să merg în raiul său? Cum se poate lucrul acesta? Când toți am păcătuit, când toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, care este calea? Cum putem noi să devenim drepți? Noi, care legea lui Dumnezeu ne condamnă pe fiecare în parte și conform legii lui Dumnezeu, verdictul este vinovat. Aceasta este problema. Problema umanității, problema fiecăruia dintre noi. Toți am păcătuit. Rasa umană este condamnată înaintea lui Dumnezeu și este lipsită de orice posibilitate și speranță fără harul lui Dumnezeu. Și aici vedem aceste cuvinte. Apostolul Pavel spune că mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dumnezeu este singurul care are puterea să mântuiască. El este singurul care are puterea de a mântui, dar pe ce temei și pe ce bază face Dumnezeu lucrul acesta? Deoarece în Evanghelie este descoperită o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. În Evanghelie este descoperită o dreptate a lui Dumnezeu. Ce înseamnă că este descoperită o neprihănire? Despre ce neprihănire este vorba? Ce neprihănire descoperă sau revelează Evanghelia? Aceasta a fost dilema lui Luther. Luther s-a gândit despre ce dreptate vorbește aici Apostolul Pavel. Ce dreptate? Este dreptatea lui Dumnezeu însuși? Este dreptatea lui? Noi ar trebui să atingem standardul dreptății lui Dumnezeu și în inima lui s-a dat frământări și lupte. Și uitați ce spune Luther după ce descoperă ce înseamnă neprihănirea aceasta care este oferită de către Dumnezeu. Luther spune: doream mult să înțeleg epistola lui Pavel către Romani și nimic nu mă împiedica decât o singură expresie, neprihănirea lui Dumnezeu. Deoarece eu credeam că este vorba despre neprihănirea prin care Dumnezeu este drept și acționează într-un mod drept prin faptul că îl pedepsește pe cel nelegiuit. Am cugetat zi și noapte, spune el, până când am înțeles adevărul că neprihănirea lui Dumnezeu este acea neprihănire prin care, prin har,
și completamente în baza îndurării sale ne îndreptățește pe noi prin credință. Atunci am simțit că mă nasc din nou și că ușile s-au deschis înaintea mea și intru în rai. Întreaga Scriptură a căpătat un nou înțeles pentru mine. Și dacă până în acea clipă neprihănirea lui Dumnezeu mă umpluse de ură, în acel moment a devenit pentru mine nespus de dulce, inundându-mă cu dragoste. Acest pasaj din scrierea lui Pavel a devenit pentru mine poarta de intrare în ceruri. Ce a înțeles Luther? A înțeles următorul lucru, că dreptatea lui Dumnezeu nu este dreptatea prin care El ne condamnă pe noi, dreptatea standardului Său, ci este dreptatea pe care El ne oferă nouă. El, Dumnezeul Sfânt, ne declară pe noi neprihăniți, drepți. Pe ce temei? Pe ce bază? Pe o singură bază. Pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, care El, Cel nevinovat, a plătit păcatul în locul nostru. El, Iisus Hristos, a fost pedepsit pe cruce pentru păcatele noastre. El, Cel drept, a plătit pentru noi, cei nedrepți, ca noi, cei nedrepți, să devenim drepți înaintea lui Dumnezeu. Aceasta a făcut jertfa lui Iisus Hristos. Aceasta a făcut Iisus Hristos. Acesta este singurul temei prin care Dumnezeul Cel Sfânt ne socotește pe noi drepți, care nu suntem drepți, și în același timp El, Dumnezeul Sfânt, rămâne drept. De ce rămâne drept? Pentru că Iisus Hristos a plătit în locul nostru. Așa că verdictul pe care Dumnezeu îl dă în dreptul celor credincioși, celor ce cred, este nevinovat, drept, neprihănit. Din ce cauză? Pentru că Hristos a plătit în locul nostru. Acest adevăr, când Luther îl descoperă, a zis, sufletul meu a fost inundat de bucurie, ușile cerului s-au deschis pentru mine, am simțit că mă nasc din nou, încă o dată. De ce? Pentru că totul s-a schimbat, a înțeles cum lucrează Dumnezeu, ce a însemnat jertfa lui Iisus Hristos, care este valoarea ei. Și acest lucru a fost apoi lucrul pe care l-a zis, trebuie să-l împărtășesc bisericii. L-a pus pe ușile bisericii, l-a împărtășit bisericii, biserica nu l-a acceptat. Ce a zis biserica? Nu se poate așa ceva. Să fii neprihănit doar prin credința în jertfa lui Hristos. Trebuiesc și faptele puse și ești neprihănit prin fapte și nu prin credință. Și aceasta a fost lucrul prin care Luther a fost dat la o parte de către Biserica Catolică și a început reforma, schimbarea care a ajuns până la noi. Dar ce s-a întâmplat cu Pavel când a spus aceste cuvinte? Că ești neprihănit doar prin credință, doar prin jertfa lui Iisus Hristos. Evreii din zilele acelea au acceptat lucrul acesta? La fel cum s-a întâmplat pe timpul lui Pavel, așa a fost și în timpul lui Luther. Nu. Evreii nu au acceptat. De ce? Și Pavel spune lucrul acesta. Pentru că întrucât ei n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu este Cel care ne declară drepți. El este Cel care ne dă această neprihănire în dar. El este dătătorul, pentru că El este Cel care a realizat-o prin Iisus Hristos. Prin jertfa lui Iisus Hristos a realizat neprihănirea noastră, dreptatea noastră, justificarea noastră. Dar pentru că evreii n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși, prin puterea lor, și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Ei au zis, nu se poate așa ceva. Vrem să fim noi neprihăniți prin puterea noastră. Noi, prin eforturile noastre, vom ajunge drepți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu va spune în dreptul nostru, da, tu meriți să mergi în cer. Dar au eșuat și au respins planul lui Dumnezeu. Au respins neprihănirea pe care Dumnezeu a dat-o. Această neprihănire pe care Dumnezeu o dă
arată că este ceva exterior nouă. Ea vine de la Dumnezeu. Este o declarație pe care Dumnezeu o face în dreptul celor care cred. Și pentru că este exterioară nouă, ea nu vine de la noi, ci din afara noastră și nu se bazează pe faptele noastre. Aceștia sunt primii pași. Cu ceva timp în urmă, când vorbeam într-un mesaj, vorbeam despre nașterea din nou, importanța nașterii nou. Acesta este pasul care este împreună cu nașterea din nou, justificarea, îndreptățirea noastră, despre care sunt începutul, primul pas pe care îl facem în umplarea noastră cu Dumnezeu. Este cred, mă încred în Iisus Hristos și aș vrea să privim la acest lucru al credinței, pentru că Apostolul Pavel spune: mie nu este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce este credința? O încredere. O încredere. Cum? Da, o încredere puternică, neclintită, nezguduită. Așa este. Dar este credința o faptă a mea? E o întrebare care s-a pus. De ce s-a pus lucrul acesta? Pentru că Apostolul Pavel, el spune, omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Dacă eu sunt socotit neprihănit, drept, înaintea lui Dumnezeu, prin credință, fără faptele legii, oare credința mea este o faptă a mea? Este o acțiune a mea? Este ceea ce eu fac prin care eu merit înaintea lui Dumnezeu să fiu socotit drept? Este baza prin care Dumnezeu mă socotește pe mine drept, pe baza credinței mele, El mă socotește drept? Răspunsul este categoric nu. Nu pe baza credinței mele Dumnezeu mă socotește drept, ci așa cum am spus, pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Credința este doar canalul prin care eu primesc ceea ce Dumnezeu mi oferă. Credința înseamnă ca eu să accept planul și calea lui Dumnezeu. Aceasta este credința. Credința este mijlocul și nu temeiul îndreptățirii mele. Eu aleg să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt când El spune care este calea sa. Doar prin Iisus Hristos, prin jertfa sa, pot să fiu socotit neprihănit. Doar prin moartea Lui pe cruce, acceptându-L pe Iisus Hristos în viața mea și crezând că El a murit pe cruce în locul meu, doar prin această cale eu pot să merg în cer cu Dumnezeu, să fiu împăcat cu Dumnezeu, să fiu socotit drept și neprihănit înaintea sa. Nu există altă cale. Și a accepta această cale, a crede, este a primi darul lui Dumnezeu. Charles Riley spune aceste cuvinte: neprihănirea vine prin credința în Iisus Hristos cel revelat. Noul Testament nu spune niciodată că suntem mântuiți din pricina credinței. El face întotdeauna din credință canalul prin care primim mântuirea. Credința trebuie să aibă un obiect corect pentru a fi eficientă și obiectul credinței mântuitoare este Iisus Hristos. Credința este calea prin care eu accept ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine. Dar evreii au făcut un lucru. N-au căutat-o prin credință, neprihănirea lui Dumnezeu, ci prin fapte. Ceea ce este paradoxul istoriei. Evreii care aveau cuvântul lui Dumnezeu, care umblau după neprihănire, nu au căpătat-o. Pentru că au căutat-o nu prin credință, ci prin fapte. Iar neamurile care nu umblau după neprihănire, care nu vreau să fie neapărat plăcute înaintea lui Dumnezeu, au primit neprihănirea pentru că au crezut mesajul Evangheliei. Un paradox. Unii căutau și nu au găsit-o pentru că au căutat-o în mod greșit, iar alții care nu o căutau au primit-o pentru că au avut credința să creadă în jertfa lui Iisus Hristos. Și vedem aici pe Apostolul Pavel, care arată motivația sa de a răspândi
Evanghelia. Deoarece mie nu este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care Dumnezeu o dă prin credință și care duce la credință. Această taină care este descoperită prin Evanghelie și anume neprihănirea pe care Dumnezeu o oferă celor păcătoși, celor care nu meritau, îl face pe Pavel să facă un lucru. Îl face pe Pavel, el însuși, cuvintele lui sunt acestea. Sunt dator. Și evreilor sunt dator să duc această Evanghelie mai departe. Apoi el spune, nu-mi este rușine. Nu-mi este rușine de Evanghelie, sunt dator, nu-mi este rușine. Și ultimul lucru pe care Pavel spune este, am o vie dorință. Știind această neprihănire pe care el poate să o mărturisească, pe care Dumnezeu o oferă prin credință celor păcătoși, el spune, am o vie dorință să o spun la cât mai mulți. Am o vie dorință să vă spun vouă celor din Roma Evanghelia. Am o vie dorință. Am un secret, o taină atât de mare, un adevăr măreț al lui Dumnezeu pentru voi oamenii, încât am o vie dorință. Și este numai o dorință, dar am și o datorie să fac lucrul acesta. Nu pot să țin ascuns acest lucru, acest mare adevăr pe care Dumnezeu l-a revelat. Și nu-mi este rușine cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu-mi este rușine, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu de mântuirea fiecăruia care crede. Aici este adevărul. Pavel înțelege atât de mult importanța acestei neprihăniri pe care Dumnezeu o oferă, încât motivația lui, tot ceea ce face, toată lucrarea pe care l-a făcut-o, stă în înțelegerea acestei neprihăniri pe care Dumnezeu o oferă celor nedrepți. Și îl vedem pe apostolul Pavel care el spune mai departe despre și învață pe ucenicii săi, face, îi spune lui Timotei să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Propovăduitorul și apostolul i-am fost pus eu și învățător al neamurilor și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-este rușine, căci știu în cine am crezut. Îl vedem pe Pavel care nu are nicio teamă, are atâta îndrăzneală. În temniță închis, el spune, aici în temniță, în casa cezarului unde sunt închis, la Roma, toți au auzit Evanghelia. Soldații, toți ceilalți, în fața dregătorilor și împăraților, cu lanțurile la mâini, el face un singur lucru, mărturisește Evanghelia și spune, vreau ca toți să fiți ca mine, să primiți neprihănirea lui Dumnezeu, să fiți drepți, să fiți ca mine, mai puțin cu aceste lanțuri pe care eu le am la mâini. Dar vreau să fiți, să cunoașteți Evanghelia și să o primiți. Acesta este Pavel. Când a înțeles această neprihănire pe care Dumnezeu o oferă, a zis, aceasta este ceea ce, pentru ceea ce eu trăiesc. Aceasta este chemarea, datoria, dar aceasta este și pasiunea și inima mea. Și spune lui Timotei, nici ce să nu-ți fie rușine, Timotei. Nu-ți fie rușine de Evanghelie, mărturisește-o, sunt în lanțuri și acum, sunt în închisoare. Dar nu te uita la lucrurile acestea. Chiar dacă sunt închis, mie nu-mi este rușine, pentru că știu în cine am crezut și ce mesaj am dedus lumii oriunde sunt. Și Pavel spune, ba mai mult, am lucrat mai mult decât toți, dar nu harul, nu eu, ci harul Dumnezeu. El a fost cel, așa cum el, că n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l făcu Hristos prin mine ca să aducă neamul la ascultarea de el, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările din prejur până la Iliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. De ce a făcut Pavel lucrul acesta? Pentru că l-a înțeles. Taina care este ascunsă în Evanghelie. Și anume, Evanghelia descoperă neprihănirea pe care Dumnezeu o oferă tuturor celor care cred.
a zis, toți sunt păcătoși, toți au nevoie să audă acest mesaj, toți oamenii din jurul nostru au nevoie să audă ceea ce noi știm și cunoaștem, și anume neprihănirea pe care Dumnezeu o oferă prin credință. În anul 1925, într-un sat, într-un orășel din Alaska, numit Nome, a început să fie o epidemie de difterie. Atins copii, 4, 5 ani, 7 ani, au început să moară unul după altul. Medicul din acel orășel a sunat, am nevoie de ser împotriva difteriei. Serul s-a găsit, 9 kilograme de ser s-au pus într-un cilindru, dar distanța a fost de peste 1600 de kilometri. Frigul în Alaska ajungea în acea perioadă la peste 50 de grade Celsius. Minus 50 de grade Celsius. Nu putea să circule nimic. Un tren a putut să ajungă cel mai aproape la distanța de 1068 de kilometri de Nome. Trenul s-a oprit acolo și acolo a lăsat serul. De acolo, serul a trebuit să ajungă peste 1000 de kilometri până la Nome și singurul mijloc prin care putea să ajungă era doar cu sânile trase de cai, de câini, de husky siberian. Și atunci, prima sanie a pornit. A luat serul de la tren și a pornit. Imediat după miezul nopții a ajuns trenul, imediat noaptea sanie a pornit. A ajuns, a poposit puțin și a continuat. Deja cel care conducea utilajul a început să degere câini, 3 câini au început să-i moară din cauza gerului năprasnic și a dat seama de un lucru, nu are timp să se odihnească. Așa că i-au făcut un următorul lucru. Din 100 și ceva de kilometri distanță, au pregătit la 100 și ceva de kilometri alt utilaj, altă sanie și alți câini pregătiți ca să ducă serul. Mergea o sanie, ajungea la cealaltă sanie și cealaltă sanie încă 100 și ceva de kilometri mergea. Au mers continuu zi și noapte, 5 zile, ca să străbată 1000 de kilometri la aproape minus 60 de grade Celsius. A fost o cursă pe viață și pe moarte, pentru că în fiecare zi mureau copii. În fiecare zi mureau și știau cu cât întârzie, cu atât alții vor muri. Și a trebuit să meargă continuu prin ger. Au fost vieți puse în pericol, dar au știut un lucru. În sania aceea este ceva atât de prețios, un cilindru cu 9 kilograme de ser care poate să scape acele vieți. E prea important ca să ne oprim, să stăm puțin. Trebuie să mergem în continuu, zi și noapte. Aceasta au făcut, au ajuns și au salvat acel orășel de difterie. Apostolul Pavel spune, eu am ceva mai important decât serul împotriva difteriei. Am un mesaj care ține de veșnicie. Am mesajul lui Iisus Hristos prin care toți cei bolnavi de păcat, fiecare om de pe această planetă care este bolnav din cauza păcatului, pe moarte și morți spiritual, acest ser, această neprihănire, acest adevăr, trebuie să ajungă la fiecare în parte. Trebuie să ajungă. Iisus a zis, Evanghelia aceasta împărăției va ajunge la toate neamurile. Trebuie să ajungă cât mai departe. Voi, ucenicii mei, duceți această Evanghelie din Ierusalim, în Samaria, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Mesajul este atât de important. Este de viață și de moarte. Dar nu este doar de viață și de moarte, este de viață și de moarte veșnică. Este de rai și de iad. Este atât de important cât nu vă opriți. Nu vă opriți din el. Duceți-l mai departe. Este vorba despre neprihănirea pe care Dumnezeu o dă prin credința în jertfa lui Iisus Hristos fiecăruia care crede. Acesta a fost mesajul pe care Pavel a înțeles. Și de aceea el spune, sunt dator să fac lucrul acesta. Am o vie dorință și nu mi-este rușine. Vreau să duc lucrul acesta. Și Dumnezeu să ne ajute ca și noi să înțelegem.
importanța mesajului Evangheliei lui Iisus Hristos, a modului prin care Dumnezeu ne face drepți înaintea Sa. Și așa cum spunea Tibi, acest har pe care îl primim, numai că ne face drepți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne declară drepți, dar El ne transformă ființele și viețile noastre prin naștere din nou. Noi cei păcătoși, când alegem să credem în Iisus Hristos, viețile ne sunt transformate și schimbate de serul harului lui Dumnezeu, care este sângele lui Iisus Hristos. El care a murit, moartea Sa. Pentru că Dumnezeu spune, nu numai că ne declară drepți înaintea Sa, dar El pune Duhul Său cel Sfânt în noi, care ne schimbă, ne transformă și ceea ce ne plăcea înainte, păcatul să-l facem, începem să-l urâm, să nu mai placă. Și să devenim, este ca un ser, când vine noi în viața noastră, Biblia spune, ne readuce la viață. Din morți, în păcatele și în fără de legile noastre, El ne readuce la viață, la o viață nouă, trăită cu Hristos, pentru Hristos. Noi înainte trăiam pentru noi înșine. Fiecare își vedea de calea lui. Eram ca niște oi care fiecare își vedea de drumul lor. Dacă ne-am întors la păstorul nostru, la Hristos, de atunci El devine centrul vieții noastre. De aceea, El devine esența vieții noastre, scopul vieții noastre și Evanghelia Sa devine o prioritate pentru fiecare dintre noi. Pentru că știm ce am primit și dorim să dăm mai departe. Și nu să-L ținem pentru noi, ci să-L ducem mai departe la toți cei care au nevoie, la toți cei care Dumnezeu le-a atins inima ca să primească Evanghelia. Dumnezeu să ne ajute să fim transformați mereu de Harul Dumnezeu, Harul care ne transformă, ne schimbă, pentru că așa cum spune aici textul, spune din credință, spune oricine este descoperit o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Crezi, dar în același timp te învață și te transformă să te încrezi în Dumnezeu tot mai mult, să umbli cu El, să-L asculți pe El, să depinzi de El în fiecare aspect al vieții. Această prim pas al credinței ne duce la o viață de credință tot mai bogată și mai frumoasă cu Hristos. Și în această viață bogată devine parte și răspândirea Evangheliei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm. Amin. Amin. Vreau să vă mărturisesc că suntem foarte, foarte binecuvântați, că putem să ne întâlnim aici, că avem o biserică, am lipsit din mijlocul bisericii locale pentru 3 săptămâni
Și în Copenhaga, unde am fost, m-am interesat să văd, să merg într-un loc unde să mă închin. Am găsit biserica Hillsong, care nu era chiar pe linia pe care sunt eu obișnuit, dar m-am dus acolo pentru că simțeam nevoia să mă întâlnesc cu frații. Am făcut abstracție de modul lor de a se manifesta și am putut să aud cuvântul Dumnezeu, am putut să îl aud pe Dumnezeu. Și apoi am găsit o mică comunitate de români care se adunau, erau din mai multe județe, mai ales din partea de vest a țării. Aveau închiriat o biserică catolică și se întâlneau duminica după amiază acolo și am putut să mă bucur împreună cu ei. Erau în jur de 30-40, dar erau români. În rest, danezii, foarte, foarte puțini mai cred în ceva. Chiar discutam cu un inginer de acolo și v-a spus, nu numai că nu crede, ci chiar nu-i un om deloc religios, adică nu-l interesează deloc de religie și așa mai departe. Și mă gândeam la faptul că decizia pe care am luat-o să mă întorc în România a fost una din cele mai bune și gândindu-mă la copilul meu și poate ceilalți pe care îi voi mai avea în continuare, cea mai bună decizie ca să venim aici și faptul că avem o biserică unde putem să ne manifestăm, unde putem să ne rugăm, unde putem avea împărtășie, este un lucru mare și trebuie să-l prețuim. Cei care sunt în afară și nu au această binecuvântare simt mai mult ce înseamnă atunci când nu ai. Urmează un timp de anunțuri. Cele din Filadelfia o să le amintesc eu. Miercuri este întâlnirea prezbiterilor la orele 18, apoi joi întâlnirea de rugăciune a bisericii, iar duminica viitoare de la ora 10 întâlnirea bisericii. Tot duminica viitoare va fi la noi în vizită fratele Marian Ciuc, împreună cu familia. El ne va sluji prin cuvânt. El este un frate pe care noi îl susținem în rugăciune, misionar în Malawi. Domnul să îl ocrotească, să vină în mijlocul nostru, să ne putem bucura împreună cu el. Dacă sunt alte anunțuri, acum este momentul, cei care au de anunțat, de comunicat ceva bisericii, pot să facă. Dacă nu mai este nimic, vă invit să ne ridicăm și să lăudăm pe Dumnezeu cu ultima cântare, care să ne conducă pentru săptămâna care intrăm. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi în umbletele noastre, în provocările pe care le vom avea, să ne dea izbândă și să ne ajute să trăim cu Domnul. Clădire de alurile, dar
sa nu se va depărta de la tine. Nu, nu, pot să vină furtuni, pot să urle valurile, nu te îngrijora de viața ta cât ce cu tine. Când treci prin încercări, ispite sau dure, descuraja, că cel îți va da pace. Când sufletul se întrista, El te va mângâia, în viața ta va turna pace. Poți să se mute munții, poți să se clatine dealurile, dar dragostea sa nu se va depărta de la tine. Nu, nu, pot să vină furtuni, pot să urle valurile, nu te îngrijora de viața ta că ce cu tine. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea sa nu se va îndepărta de la tine. Nu, nu, pot să vină furtuni, pot să urle valurile, nu te îngrijora de viața ta că ce cu tine. Știu că tine